Chiar dacă sărbătorile de iarnă s-au sfârșit, distracția la munte continuă. La Stâna de Vale, în județul Bihor, turiștii încă se bucură de vremea frumoasă și de zăpadă. Serviciile extraordinare puse la dispoziție de către hotelier fac ca Stâna de Vale să fie în fiecare iarnă destinația preferată de un număr record de turiști. Au trecut și sărbătorile de iarnă, anul nou, în Stâna de Vale a fost grad de ocupare 100%, turiștii au fost bucuroși de ceea ce au întâlnit acolo, zăpadă, activități din plin au avut ce să facă. Mă bucur pentru această alegere de a veni la stațiunea Stâna de Vale. Ne-a surprins foarte plăcut primirea și toate serviciile care ni le-au oferit cei de la acest hotel. Am ales să vin în Stâna de Vale, așa cum vin în fiecare an de sărbători, pentru că este o stațiune primitoare care mă oferă distracție, pot să schiez, aer curat. M-am simțit foarte bine, se mănâncă bestial, aerul e minunat, pârtia de schi este fabuloasă, vinul fierbe acolo minunat, iar ce să vă zic, haideți la Stâna de Vale. Surpriza pregătită pentru iubitorii sporturilor de iarnă este noua pârtie de schi Bradul, inaugurată chiar în a doua zi de Crăciun. Aceasta are o lungime de 1233 de metri și este dotată cu o instalație de telescaun cu o capacitate de 350 de locuri, care pornește de la baza pârtiei de lângă parcul de aventură. Noua pârtie are două bucle generoase și o joncție cu celelalte două pârtii din Stâna de Vale, Cerbul și Renul. Cum a fost pârtia? Foarte bună. De ce? Trecut. Adică nu e nici gheață, nu e nici zăpadă. Este perfect cât să schiezi. Sau pentru orice, lacă, schi. Cei care nu optează pentru practicarea sporturilor de iarnă pot veni în Munții Apuseni pentru a face plimbări în natură și pentru a se bucura de aerul curat, pentru care stațiunea Stâna de Vale este renumită. Pârtile sunt de 1,4 km, cea mai lungă. Cazarea care o putem oferi aici este extraordinară, mâncarea la fel. Nu este doar o stațiune de sezon de iarnă, vara este nespus de frumos. Turiștii sunt așteptați să se bucure de tot ceea ce oferă stațiunea din inima Munților Apuseni. Zăpada, peisajul de vis, diversitatea posibilităților de relaxare, dar și de distracție sunt garanțiile petrecerii unui sejur de neuitat.